Salutare, dragii mei! Sunt supărată și o supărare care mă cuprinde ori de câte ori aflu câte o veste de asta așa urâtă, o veste cruntă. Am citit de ună zi pe Facebook și o să vă citesc și vouă pentru cei care încă nu ați intrat în posesia acestei odioase, nu știu cum se zic, dar mai bine să citesc. Și lăsați voi în comentarii, pentru că eu nu știu de unde, de exemplu, aici scrie așa: sinucidere și crimă la Brănești. Detalii halucinante ies la iveală. În acest Brănești, nu știu despre care Brănești este vorba, de fapt nici nu mai contează, dar așa ca fapt divers. Dacă știți, lăsați în comentarii de unde, din ce județ, pentru că aici nu este specificat. Povestea este presărată cu multă, multă suferință, neînțeleasă, poate neștiută. Surse apropiate a anchetei au povestit pentru Libertatea că tânăra mamă traversa o perioadă cruntă. De două ori, doar în 2 ani, doar în ultimii 2 ani, fusese internată la Spitalul de Boli Psihice Alexandru Obregia. Iar rudele spun că disperarea ei ajunsese la cote alarmante după ce aflase că e din nou însărcinată. Doamne, cum poate un copil să-ți întunece mintea? Adică, na, nu mai vroia alt copil. Abia se descurca cu cele 3 fete. Păi de ce vă spun, măi, eu, femeile lui Dumnezeu? Dacă nu mai vreți copil, vorbiți cu doctor ginecolog să vă pună un sterilet, să vă pună un... Acum au ieșit alea care se montează sub piele, cum se cheamă. Am să revin și cu pe tema asta. Da, o chestie, un ceva mic care se montează sub piele și nu mai rămâi însărcinată. Câți ani vrei tu? Doar după ce îl scoți pe ăla... Doamne, am un lapsus acum, mă scuzați. Nu mai vroia alt copil. Abia se descurca cu cele 3 fete, dată fiind situația financiară extrem de precară a familiei. Toți avem situație precară. Tot rudele spun că au surprins-o de multe ori, lovindu-se cu pumnii în burtă ca să scape de nedoritul copil. Dragi femei, nu faceți asta. Mai bine nu mai facem. Nu mai faceți. Protejați-vă. Sunt atâtea metode contraceptive. Vorbiți cu doctorul ginecolog, lăsați rușinea la o parte, că și asta face parte din viață. De ce să aducem o viață care, pe lumea asta, care să o chinuim sau, mă rog, nu știu. Viața doar Dumnezeu o dă, e adevărat. Și e păcat, e păcat și contracepție, e păcat tot, dar decât să facem avort sau alte alea, mai bine ne protejăm și ne ferim. Vorbiți cu doctorul ginecolog, vă rog frumos, uitați la ce se poate ajunge. Da. Imediat continuăm. În acest trist context, da, al sărăciei, al nevoilor, al copiilor care își doresc lucruri și nu le primesc, nu e de mirare că familia Braunstein, că în familia Braunstein certurile erau dese. Un astfel de scandal a făcut-o de această dată pe Alexandra să-și ia fetele și să se refugieze la Brănești, la mama ei. Era acolo încă de duminică, dar miercuri seara, povesti fratele ei, s-a certat minute bune cu soțul la telefon. Totuși nimic nu prevestea nenorocirea ce avea să vină. Of, Doamne, mi se face sufletul praf când citesc asemenea chestii, pentru că și am trecut cu ani în urmă printr-o... Era să trec printr-o tragedie de asta, că îți întunică mințile și ți-a... Îți spune diavolul stăpânire pe suflet. Dar o să vă povestesc în alt vlog cum am reușit să ies din... cum m-a ajutat Dumnezeu să ies din gândurile cele negre aproape, aproape de inevitabil. Și a pregătit cu atenție crima. A văzut trenul venind și a acționat fulgerător. Nimeni nu știe ce demon i-a bântuit Alexandrei noaptea. Păi chiar că ți bântuie demonii existența. Cert este că dimineața, după ce mama ei a plecat la lucru, femeia de 30 de ani și-a luat toate cele 3 fetițe, de 3, de 8 și de 12 ani.
și a plecat pe stradă, pe strada din spatele casei, spre liziera care separa calea ferată de localitate. Vreo un kilometru au avut de mers numai mult, pe șosea, mai apoi pe o potecă. Scenele ce trebuie că au urmat sunt greu de imaginat, chiar și pentru oameni atât de încercați ca polițiștii. Probabil că Alexandra a văzut trenul venind. A așteptat să se apropie, timp în care se presupune că i-a distras atenția fetiței de 12 ani ca să nu-și dea seama ce are de gând să-i facă. Practic să o ucidă. Brusc s-a repezit spre ea și a împins-o în fața trenului, care se năpustea spre ele cu viteză uriașă. E greu să mai citesc. Tone de fier prăvălite cu 160 de km pe oră, peste un trup firav, peste o privire nedumerită. În următoarea fracțiune de secundă, femeia le-a ridicat pe celelalte două copile în brațe și a sărit pe șine. Mecanicul de locomotivă abia a apucat să vadă o siluetă ca o nălucă. Așa au murit cele trei, aproape îmbrățișate. Mai apoi, roțile trenului le-au despărțit trupurile. Mă scuzați că nu am putut să mă abțin, dar sunt om. Și mi-a intrat la inimă și sufăr pentru orice tragedie, pentru că e o tragedie. De ce? De ce? De ce? Unde ne-a adus? Ca să mă leg de imbecile ăștia care au distrus poporul și țara. Dar cu toate astea, nu trebuie să ne luăm noi zilele, deși și eu am fost pe marginea prăpăstii astea. Acum vreo 19 ani. Vă spun cu mâna pe inimă că nu mai vezi nimic în față decât asta. Și dacă nu apare ceva care să te scoată din starea aia, nu există cale de întoarcere. Nu că țin cu sinucigașii ăștia, dar vă spun că am trecut pân chestii ăștia și știu. Și nu vă spun ca să mă laud sau să mă incriminez. Vă spun că e o fapt de viață. Și mă doare sufletul pentru că se întâmplă așa, pentru că dacă ea, Doamne iartă-mă, nu trebuie să ne luăm viața singuri, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent că e vorba de pușcărie, indiferent că cine știe ce greșeală, în ce greșeală am picat. Dar nu trebuie să ne luăm viața sub nicio formă, sub nicio formă. Avem o cruce de dus, viața nu e așa o pajiște cu flori. Și tocmai de asta trebuie să fim tari, responsabili și să reușim să trecem necazurile care ne sunt date. Crucea care trebuie să o ducem. Trebuie să putem să o ducem. Mai lăsăm jos, ne mai odihnim, o luăm iară. Trebuie să o ducem. Asta ne-o dă Dumnezeu. Deci viața ne-o dă Dumnezeu. El trebuie să ne ia. Asta e... Așa știu eu că trebuie să întâmple lucrurile. Și nu intrați în panică pentru nimic în lume. Pentru că dacă ne-am născut pe pământul ăsta, sigur va veni și ziua în care, vom merge în altă lume. Sigur, sigur, nu scapă nimeni de asta. E o trecere ușoară, lentă și nu trebuie să ne-o dorim. Pentru că ea va fi inevitabilă oricum, va veni. Trebuie să ne rugăm neîncetat la Dumnezeu să ne lumineze mintea, să facem lucrurile așa cum trebuie, în spiritul credinței și al lui Dumnezeu. Nu, să nu lăsăm, cum se spune în popor, să-și pună diavolul coada pe noi, că atunci e rău, e de rău. Da. Nu am cuvinte să exprim durerea mea ca o persoană care a citit o poveste, o tragedie, cum să zic.
spuneți voi în comentarii mai multe. Să nu faceți așa. Eu n-am citit povestea asta ca să... din alt motiv. Eu am citit-o ca să... ca lumea să nu facă așa. Că dacă Dumnezeu a lăsat niște suflete, va crea și posibilitatea supraviețuirii lor. Fiți siguri de asta. Dacă Dumnezeu ți-a dat un copil, 2, 3, 10, 20, va crea, deși sunt momente grele, 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 aproape insuportabile în viață, când simți că nu mai poți respira, trebuie să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm, pentru că Dumnezeu va crea și pentru acele ființe posibilitatea de supraviețuire, fără doar și poate. Vă spun din convingerile mele, de pățarele mele de viață și nu numai cele auzite și citite, ci și cele trăite. Nu vă panicați, nu intrați în panică. Dumnezeu vă dă posibilitatea la toată lumea să trăiască. Cum să spun? Am avut de-a lungul timpului și masa îmbelșugată, dar am avut și perioade când poate nu aveam ce să pun pe masă. Dar supraviețuiești și așa și așa. Cum să zic? În perioadele când nu prea ai, nu știu cum să zic, îți dă Dumnezeu așa, parcă te hrănești din aer. Deci nu exagerez cu nimic. Astea sunt trăite de mine. Pur și simplu. Nu vă luați viața singuri. Ce se întâmplă, accidente și asta e inevitabil. Sunt trimise de undeva, toate sunt programate. Dar nu decideți voi asupra vieții voastre. Așa cum nu noi am decis să ne naștem, nu noi decidem când va fi sfârșitul. Oricum ăsta va veni, da? Speranța că omenirea se va schimba cât uși de puțin, în sensul bun. Speranța moare ultima. Nu dezarmați. Trebuie să luptăm. Viața e o luptă. Trebuie să luptăm indiferent ce ar fi, indiferent cum ar fi. Viața e o mare luptă. Luptă pentru supraviețuire, luptă pentru orice. Așa că, dragii mei, nu dezarmați, nu intrați în panică, păstrați-vă simțul. Indiferent, am greșit cu ceva, trebuie să fac închisoare, 10, 20 de ani, nu știu, au făcut unii și 30 de ani de închisoare, poate și mai mult. Au venit și au luat viața de la capăt. Nu e un capăt de lume. Au mai fost și alții înaintea ta, așa, sau boli, sau astea. Domnule, se întâmplă și minuni. Nu dezarmați. Nu știu, să aruncă unii de la etaj, să înfușcă, să... Nu intrați în panică, domnule, indiferent ce ar fi. Indiferent ce ar fi. Înseamnă că nu-ți poți duce crucea. Asta e. Trebuie să lupți. Înțelege-mă. Trebuie să lupți. Dumnezeu așa spune. Dumnezeu ți-a dat viață, Dumnezeu ți-o ia. Hai la revedere. O zi bună și rugați-vă în permanență să aveți mintea luminată de Sfântul Duh, Sfânta Treime, de Dumnezeu, de Sfânta Marie, de oricine, numai să fie, pentru că altfel e de rău. V-am pupat pe toți, o zi bună să aveți și lumină în suflet, în gândire, în tot ce vă înconjoară. La revedere!